Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 4. Și grăin ei către Neron venirele asupra preoții și căpitone bisericii și sadocheii din jânt, pentru că învață ei pe Neron și vestesc ei într-o Iisus învierea cea de morți și păstrea asupra lor mâinile și păstrea pază pe a doua zi, pentru că era seară. Și mult dintre aceia ce au zis cuvântul au crezut și s-a făcut numărul bărbaților ca și cu a doua zi s-adunară ai lor boieri și bătrâni și cărturori în Ierusalim. Și Ana, Arhiereul și Caiafa și Ioan și Alexandru și cât era din râd vădicesc. Și poiendu-i pe ei, pe mijloc îi întrebă, cu ce putere sau cu ce nume ați făcut aceasta voi? Atunci Petru, umplându-se de dusă, zise către ei, boieri ai norodului și bătrânii lui Israel, de vreme ce noi astăzi ne cercetăm pentru facerea de bine a unui om bolnav cu cercestea s-au mântuit. Cunoscut să fie la tot, la voi și la tot norodul Israel, căci într-o numele lui Iisus Hristos, Nazarenianul, pe care voi l-ați răstignit, pe care Dumnezeu l-a învins din morți. Într-acela aceasta, înaintea voastră sănător. Acesta este piatra ceea ce s-a ocărât de către voi, cei ce zidiți, ceea ce s-a făcut în capul unghiului și nu este într-altul într-alt într-o nimică mântuirea.
pentru că nu este altul sub cerul, cele ce s-au dat pentru oameni, pentru care trebuie să ne mântuim noi. Și văzând lui Petru în vrednicie și a lui Ioan și pricepând că oameni necărturari sunt și proști, să miră și cunoștea pre ei că cu Iisus împreună era și împreună văzându-l, împreună cu ei stând, pe cel vindecat, nimic nu putea să zică împotrivă. Și poruncile afară, din adunare să iasă, vorbirea între ei zicând, ce vom face oamenilor acestora? Pentru că cunoscusem lor, s-au făcut prin ei, dar toți ceea ce locuiesc, Ierusalimul la Evion. Și nu putem să ne tăgăduim ce ce e ca nu-ntr-o mai mult să se împartă, la norul cu picoșare să-i picoșe pe ei, să nu mai răiască pe numele acesta niciunul dintre oameni. Și chemând pe ei poruncile lor, pentru toți să nu răiască, nici să învețe pe numele lui Iisus. Iară, Petru și Ioan, răspunzând către zisă, de este drept înaintea lui Dumnezeu, ascultă de voi mai mult decât de Dumnezeu. Judecați, pentru că nu putem noi cele ce am văzut și cele ce am auzit să nu grăim. Iar ei plicoșe noi s-a văzire pe ei nimic a fost, cum vor ceta pe ei pentru noroc, că toți vor ia pe Dumnezeu pentru ce s-a făcut. Pentru că mai mult era de omul decât de 40 de ori la care s-a fost făcut semnul acesta al vindecării, și stăpânzindu-se, s-au dus către cei ai lor și i-au vestit, câte către ei arhierei și bătrâni ziseră. Și ei au zis, toți i-au dat ridicare glas către Dumnezeu și ziseră. Doamne, Tu, Dumnezeul, cel ce-ai făcut cerul și pământul, și marea și toate cerea dintr-o ele, cel ce prin gura lui David
slujitori ai zei, pentru ce sunt înlăbântare, limbile și norvoarele, cugetare de șarte. Stătură împărații pământului și boierii s-au adunat la un loc asupra Domnului și asupra unsului lui, pentru că s-au adunat cu adevărat în cetatea aceasta asupra Sfântului. Tău, Fecior, Iisus, pe care l-ai unsul și rușii Pontie Pilar, cu limbile preonor și noroadele lui Israel, să facă câte mâna ta și sfatul tărunii, mai înainte să se facă. Și acum, Doamne, caută peste înfricoșerile lor și dărubilor tăi cu toată îndrăzneala să vrăiască cuvântul tău, când mâna ta vetindeți nevindecare și semne și minuni să se facă prin numele cel sfânt al tău, Feciorul Iisus. Și rugându-se ei să cădi locul pentru care era, pentru care era adunat și s-a-mplurător de Duhul Sfânt și-ndrevea cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăznire, iar inima și sufletul mulțimei celor ce-au crezut era unul și niciunul ceva-și dintr-o averile lui zicea să fie a lui și era lor toate de obște. Și cu mare putere da mărturii apostolii de vierea Domnului Iisus și doar mare rău peste ei, că nici lipsit era neștine dintre ei pentru de locuri au de case, era vânzând, aducea prețurile celor ce se vindeau și puneau lângă picioarele apostolilor și se dau la fieșcarele, după cum avea, și să fieșcarele, iar Iosif, cele ce s-a plictit, Varnava, de apostoli, care se tămăcește, fiul mângâierii
Lângă picioarele,